Peste 5.000 de suporteri ai Universității Cluj au ieșit joi în stradă în Piața Unirii pentru a-și susține echipa de suflet care se confruntă cu grave probleme financiare. Unul dintre lideri a spus că aceasta este o echipă cu suflet românesc și atâta timp cât suporterii vor fi aici, nu va putea să dispară. Liderii galeriei au făcut apel și la autorități pentru a se implica în salvarea formației clujene. După ora 18, suporterii au pornit în marșul anunțat de câteva săptămâni. Tot mai mulți suporteri și-au făcut apariția, cărora li s-au alăturat și o galerie a echipei Dinamo, înfrățită cu Galeria Universității Cluj, pentru a-și arăta susținerea. Inițial, în Piața Unirii erau adunați circa 1500 de suporteri, dar la pornirea în marș, numărul a crescut, scriu cei de la știrdecluj.ro. Marșul a fost unul exemplar. Unul dintre suporteri a aruncat cu o petardă pe Bulevardul Eroilor, însă liderii galeriei au făcut apel la participanți de a nu mai folosi petarde și să nu facă scandal, pentru că nu de aceasta s-au strâns. Până la ora 18:30 de minute s-a ajuns la cifra de 3.000 de suporteri. Jandarmeria Cluj a anunțat la ora 19:30 de minute că la marș participă circa 5.000 de suporteri. Marșul a trecut pe lângă Prefectura Cluj și a continuat spre Primăria Cluj-Napoca, de unde suporterii au pornit spre Piața Unirii, punctul final al evenimentului.